În prima lecție despre oscilații și unde electromagnetice, vom discuia, discuta despre circuitul oscilant și despre oscilații electromagnetice. În circuitele de curent alternativ, sensul în care electronii parcur circuitul se schimbă periodic cu pulsația omega, generând astfel un curent oscilant. Acest cuvânt, aceste cuvinte curent oscilant, arată faptul că electronii au o mișcare periodică, oscilatorie prin circuitul nostru. Aceasta se vede și din formula intensității curentului. Intensitatea are o formă sinusoidală de timp. Și dacă luăm în considerare definiția intensității, I este prin definiție variația sarcinii electrice în unitatea de timp, adică sarcina electrică elementară, cea cărată de un electron, mulțită cu variația numărului de electroni în unitatea de timp. Asta înseamnă că dacă considerăm un conductor sau orice element al circuitului nostru de curent alternativ, printr-o printr secțiune din acest conductor în circuitul nostru, electronii vor avea o mișcare oscilatorie, deci vor parcurge în felul acesta oscilator, această sec, sec, secțiune fixă din circuit, iar intensitatea curentului ne arată că numărul de electroni în unitatea de timp este o funcție sinusoidală. Deci, în, mod, în modul cel mai direct, electronii oscilează în circuitul nostru de curent alternativ. Aceste oscilații electromagnetice pot fi observate direct cu un osciloscop. Ceea ce vedeți în această imagine este un osciloscop conectat la un element de circuit alternativ și vedem direct pe ecranul osciloscopului forma intensității sau tensiunii în curent alternativ, care este o formă periodică. Ele pot fi de asemenea studiate direct cu așa numitul circuit oscilant care este prezentat în această imagine. Circuitul oscilant este format dintr-un condensator și o bobină. O bobină reală are și o rezistență R. Firele bobinei, înfășurătoarele bobinei, pun depun o rezistență la trecerea curentului prin ele, și această rezistență am reprezentat o schematic separat în diagrama noastră, dar în principal un circuit oscilant are un condensator și o bobină. Rezistența apărând din nou, datorită rezistenței efective a bobinei la trecerea curentului. Avem de asemenea o sursă de curent continuu E și două întrerupătoare, notate cu K1 și K2. În faza inițială, se închide K1 și se păstrează K2 deschis. Asta înseamnă că sursa de curent continuu E va încărca condensatorul C. Deci, între polul pozitiv și polul negativ al sursei, se creează un curent continuu care va încărca condensatorul C. Deci, obținem o polarizare a plăcilor armăturilor condensatorului. În faza a doua a experimentului, deschidem K1 și închidem K2. Deci în felul acesta păstrăm numai partea din circuit ce conține bobina și condensatorul. Condensatorul se descarcă atunci și se încar reîncarcă cu sarcini de polaritate inversă datorită autoinducției din bobină. Deci obținem o oscilație a curentului electric, o oscilație de tip curent alternativ, în acest circuit LC. Felul cum are loc sau mecanismul prin care are loc această oscilație electromagnetică are la bază, după cum am spus, autoinducția din bobină. Deci mai exact în momentul în care se închide K2, condensatorul se va descărca stabilind un curent I. Acest curent I va produce, este un curent de inducție și va produce un câmp magnetic pe axa bobinei după cum am discutat în lecțiile de, despre curent alternativ și fenomenul de inducție electromagnetică dar acest câmp magnetic indus care este variabil la rândul său deci acest curent este dependent de timp va produce de asemenea un curent electric indus, care este dependent de timp. Deci, după ce condensatorul C se descarcă, apare în circuitul oscilant un alt curent datorat curentului electric indus de sens opus. Deci, curentul indus va avea sens opus și va încărca armăturile condensatorului cu polaritățile inverse. Deci vom Minus și plus în loc de plus și minus. După ce acțiunea acestui curent indus uh, dispare, bineînțeles, vom avea iarăși o descărcare a condensatorului, dar curentul de descărcare a condensatorului va fi invers. Bineînțeles, pentru că polaritățile de, la, de pe armăturile condensatorului sunt inverse, sunt opuse. Și în felul acesta avem o oscilație ce are la bază fenomenul de autoinducție din bobină, o oscilație a curentului în acest circuit. Dacă rezistența bobinei este 0, atunci circuitul oscilant LC este ideal. Aceste, uh, acești curenți uh, dependenți de timp, acești curenți alternativi, uh, sunt egali și e, atunci oscilațiile electromagnetice se numesc libere și după cum am văzut ele au o pulsație uh, egală cu 1 supraradical din LC. Dacă în schimb bobina are o rezistență, ceea ce în realitate întotdeauna se întâmplă, atunci circuitul oscil oscilant se numește real, și curenții și curentul din. Uh, Circuitul oscilant scade în timp datorită efectului Joule. Deci, energia înmagazinată în sistem se pierde în timp datorită efectului Joule, încălzirea bobinei. Și atunci avem de-a face cu oscilații electromagnetice amortizate. Haideți să discutăm un pic despre ele. Deci, într-un circuit oscilant real, ecuația tensiunilor este următoarea. Intensitatea este aceeași. Prin toate elementele, R, L și C, tensiunile se adună și obținem 0, pentru că nu avem o sursă în acest circuit. Deci, tensiunea pe bobină plus căderea de tensiune pe rezistor, care este, de fapt, în realitate, tot în bobină, deci, când vorbim de R, ne referim la rezistența electrică a firelor din bobină, plus tensiunea pe condensator sunt 0. Dacă scriem explicit, obținem următoarea ecuație, L de la DT, din bobină, plus RI, par căderea de tensiune pe rezistor, sau pe rezistența bobinei, plus Q împărțit la C, care este tensiunea de pe condensator, este egal cu 0. Folosind din nou definiția intensității, deci I este prin definiție de Q la DT, obținem următoarea ecuație. L derivata de ordinul 2 a sarcinii electrice din circuitul oscilant plus R derivata de ordinul 1 a sarcinii raportată la timp, plus sarcina în sine, care este o funcție de timp, împărțită la capacitatea condensatorului, este egal cu 0. Aceasta este o ecuație diferențială de ordinul 2 a sarcinii electrice, care se rezolvă și obținem următoarea soluție. Q, ca funcție de timp, sarcina electrică, este o funcție sinusoidală cu o anumită pulsație, omega 0, înmulțită cu o amplitudine care este dependentă de timp. Și anume, Q0, care este sarcina maximă la momentul T egal cu 0, mulțită cu o funcție exponențial descrescătoare de timp. În care cei doi parametri care descriu această funcție sunt omega 0 și delta. Fi 0 este faza inițială. Deci, omega 0 din rezolvarea acestei ecuații rezultă că este egal cu 1 supra LC minus un factor de corecție, acest delta, numit coeficient de atenuare. Deci, Pulsația oscilațiilor amortizate este egală cu pulsația oscilațiilor libere scăzută cu un anumit factor de corecție delta care se numește coeficient de atenuare și este egal cu raportul dintre rezistența aerabobinei și de două ori impedanța ei. Se observă că dacă punem condiția ca omega 0 să fie mai, mari, mai mare ca 0, atunci obținem următoarea condiție, R trebuie să, fa să fie mai mic decât 2 radical din LPC. Deci, efectiv, omega 0, voi scrie aici, omega 0 la pătra mai mare ca 0, unde prin omega 0 înțeleg acest omega 0, Deci haideți să trag o săgeată așa, deci acest omega 0 mai mare decât 0 implică că 1 supra LC minus R pătrat împărțit la 4L pătrat trebuie să fie mai mare decât 0. De unde rezultă această condiție? Ce se întâmplă dacă totuși R este mai mare decât această valoare, atunci avem o amortizare foarte rapidă a curentului și nu mai obținem nicio oscilație. Deci pur și simplu curentul sau sarcina electrică cade direct către 0 după o funcție exponențială foarte rapid. Deci, dacă reprezentăm grafic această soluție, obținem următoarea dependență temporală. Deci ce vedeți cu verde este Q de T ca funcție de T și este într-adevăr o funcție sinusoidală a cărei perioade este dată de această pulsație. Deci perioada funcție... oscilațiilor electromagnetice amortizate este mai mare decât a celor libere pentru că pulsația este mai mică. Vă aduc aminte că omega este egal cu 2 pi pe t. Deci o pulsație mai mică înseamnă o perioadă mai mare. Obținem deci o funcție sinusoidală, dar cu o perioadă ceva mai mare, mai important totuși, a cărei amplitudini scade în timp. De aici numele de amortizate. Scăderea amplitudinii oscilațiilor în timp este dată de această funcție exponențială, descrisă de coeficientul de atenuare delta și reprezentată grafic prin această linie roșie întreruptă. Din nou a, f, a, chiudete funcția sarcinii de timp, arată în felul acesta, prezentat cu culoare verde în graficul acesta, în cazul în care R îndeplinește această rezistență, îndeplinește această condiție. Dacă nu o îndeplinește, atunci pur și simplu obținem. Graficul de culoare verde va fi o funcție exponențială foarte rapid descrescătoare, și, deci, curentul va scădea brusc către 0. Dacă înlocuim sursa de curent continu din, graf din diagrama anterioară cu o sursă de curent alternativ, a cărei tensiune este o funcție sinusoidală de omega t, astfel încât pulsația ei omega să fie egal cu omega 0. Acest omega 0, atunci obținem oscilații electromagnetice forțate. Asta înseamnă că la momentul oportun furnizăm sistemului, care este într-o oscilație electromagnetică amortizată, suficientă energie pentru a compensa aceste pierderi. Din sistem, și a obține o dependență constantă de timp a amplitudinii. Deci obținem o dependență de timp tipică oscilațiilor electromagnetice libere, o amplitudine constantă. Totuși, bineînțeles, rezistența în cazul acesta este diferită de 0. Deci oscilațiile ar fi amortizate, pierdem energie, totuși ele nu sunt amortizate pentru că energia care este pierdută este furnizată de către sursa noastră de curent alternativ. Acesta este modul tipic de funcționare a unui sistem de curent alternativ. Avem rezistențe, dar avem și surse care compensează pierderea energie provocate de aceste rezistențe. Haideți să discutăm despre interpretarea energetică a oscilațiilor libere. Deci vorbim despre oscilații libere în care rezistența din sistem este neglijabilă. Energia magnetică este, prin definiție, după cum am discutat în lecțiile de curent alternativ, egală cu 1 pe 2 L ori I la pătrat. În I fiind intensitatea curentului prin bobină la momentul respectiv care poate fi scrisă, bineînțeles, în acest fel, am scris explicit intensitatea curentului, care este o funcție sinusoidală. Energia electrică este înmagazinată într-un circuit oscilant pe condensator și va fi egală din nou, după cum am discutat în lecție curent alternativ, cu 1 pe 2 capacitatea condensatorului mulțită cu tensiunea la pătrat pe condensator. Scrind efectiv ecuația sau forma pentru tensiunea pe condensator obținem următoarea formulă din care observăm că am obținut o, un defazaj de minus pi pe 2 sau minus 90 de grade. Aceasta datorită faptului că tensiunea și intensitatea într-un condensator aflat în curent alternativ sunt defazate cu pi pe 2. Mai exact, Tensiunea este defazată în spatele intensității cu pi pe 2. Intensitatea de pe bobină și intensitatea de pe condensator sunt egale într un circuit oscilant și atunci putem scrie această ecuație. Folosind în continuare faptul că sinus de alfa minus pi pe 2 este egal cu cosinus de alfa, aceasta este o identitate trigonometrică. Putem scrie forma finală a energiei electrice într-un circuit oscilant. Deocamdată nu am folosit faptul că oscilațiile sunt libere. Le vom folosi imediat pentru a demonstra că amplitudinea energiei magnetice este egală cu amplitudinea energiei electrice în cazul oscilațiilor libere. Vă reamintesc că în acest caz omega 0 este egal cu 1 pe radical din LC. Deci, scriem C înmulțit cu reactanța capacitivă la pătrat ca fiind egal cu C ori 1 supra omega la pătrat C pătrat. Aceasta este pur și simplu definiția reactanței capacitive. 1 pe omega C. Dar în cazul oscilațiilor libere, pulsația are această valoare și deci putem scrie mai departe ca 1 pe C LC, care este egal cu L. Deci în cazul, rezultă că în cazul oscilațiilor libere, în care pulsația are această valoare, amplitudinile energiei magnetice și energiei electrice sunt egale și egale cu 1 pe 2 L I M la pătrat. Deci acesta este egal cu we 0. Deci amplitudinele lor sunt egale. În concluzie, energia electromagnetică a circuitului oscilant aflat într-o oscilație liberă, care prin definiție e suma dintre cele două energii, va fi egală cu această valoare maximă, mulțită cu sinus la pătrat, Plus aceeași valoare maximă înmulțită cu cosinus la pătrat. Dar, după cum știm, sinus pătrat plus cosinus pătrat de orice unghi este egal cu 1, deci obținem că energia electromagnetică este această valoare maximă, care este o constantă, nu depinde de tip. În consecință, dacă reprezentăm grafic cu verde valoarea momentană a energiei magnetice, deci această funcție, obținem o variație sinusoidală, mai exact un sinus pătrat. De asemenea, dacă reprezentăm cu albastru valoarea momentană a energiei electrice din sistem, obținem această dependență, deci funcția este ace aceasta, iar suma lor este cu roșu, reprezentată cu roșu și este energia totală electromagnetică, care este o constantă. În consecință, energia oscilațiilor electromagnetice libere ale circuitului oscilant LC ideal alternează, după cum se vede, între forma magnetică în bobină și cea electrică de pe condensator, dar având o sumă constantă. Deci se vede că pe măsură ce, spre exemplu, energia magnetică scade, cea electrică crește cu aceeași valoare, astfel încât suma lor să fie constantă și invers. Deci avem efectiv o un transfer alternativ oscilant de energie între bobină și condensator.